Bine ați venit la Podgoria Liliac, bine ați venit la Alechința. Sunt pasionată de vinuri, nu m-aș putea numi niciodată un cunoscător, dar îmi place să învăț cât mai multe, îmi place să încerc cât mai multe soiuri și evident îmi place să văd întreg procesul, de la planta foarte mică, la struguri și apoi la felul în care ajunge vinul servit în pahare. În acest weekend sunt parte din infotripul Transil Wine, făcut de către Liliac, făcut de către brandul premium de vinuri din România, mai exact The Wine of Transylvania. Și m-am gândit să vă arăt atât podgorile unde cresc strugurii, unde începe întreg procesul de facere al vinului, cât și crama Liliac, dar mai ales să vă dau câteva sugestii ce puteți face într-un weekend în această zonă, în zona Batoș, foarte aproape de Reghin și Târgu Mureș, să vă sugerez unde ați putea să vă cazați, să vă spun cam ce ați putea să faceți atunci când ajungeți în zonă, dar și cum vă puteți umple un mic wine break, așa cum i-am spus eu, un wine trip care să vă facă fericiți, să combine foarte frumos și turismul și o mâncare foarte bună, un vin extraordinar și totul să se constituie, evident, într-o experiență cât mai frumoasă, cât mai interesantă și care să vă bucure sufletele. Eu sunt de aici, eu am crescut în Reghin și Târgu Mureș, așa că este o bucurie să vorbesc despre aceste zone, să vă recomand din suflet ceea ce știu eu cel mai bine și să vă aduc puțin în povestea vinului Liliac, The Wine of Transylvania. Am să vă spun cum am auzit eu de ei. 2015 am fost în Viena. Țin minte că am trecut podul către Donauturm și am văzut un banner foarte mare pe care scria Liliac, The Wine of Transylvania. Și efectiv am zis, what? Ce-i asta? M-am întors acasă, am căutat și așa am aflat că în Transilvania, lângă Reghin, acolo unde eu am făcut școala generală, unde parțial am copilărit, există această cramă. Era în 2015, din 2012 există brandul, tot din 2012 există și crama aici și fac un vin premium, un vin care reprezintă Transilvania cât mai bine și cât mai frumos. Revenim la aspectele turistice, pentru că asta mă interesează și asta încerc să vă recomand. Dacă treceți prin Transilvania, dacă aveți drum pe Brașov, Târgu Mureș, Cluj, v-aș recomanda să vă gândiți și la această variantă, să veniți să faceți o simplă degustare de vin. Puteți alege unul dintre cele două pachete care au fie 4 vinuri, fie 6 vinuri. Sunt deja pachete făcute, pachete prestabilite de către echipa Liliac. Există un destination manager pentru acest loc, cineva care se ocupă exact de tururi, de programări. Cu un simplu telefon în avans puteți să aveți parte de experiență cât mai interesantă. Dacă sunteți doar în trecere, vă recomand să aveți parte de așa ceva, un simplu wine tasting. Dacă vreți ceva mai mult, din 2011 există acest Liliac Lodge, i-aș spune eu, exact pe vârful dealului, cu o priveliște superbă deasupra viilor. Se găsește acest lodge
Este un loc de cazare foarte simplu, foarte frumos. Cazarea este lângă sala folosită pentru degustări și are un singur dormitor. Semnalul la telefon este destul de slab, așa că dacă vreți ceva romantic, cu siguranță locul e aici. Dacă vreți o noapte de cazare sau două nopți de cazare, cu rezervare în prealabil, se poate rezolva și asta. Rezervarea vine cu mic dejun care este adus din Reghin, din oraș. Sunt aproximativ 10 km între Batoș și Reghin, iar ei lucrează cu unul dintre cele mai cunoscute și cele mai bune restaurante din Reghin pentru tot ce înseamnă catering, pentru mic dejun, dar și pentru cină, dacă vreți să vă fie adusă cina aici, dar în special și pentru mâncarea care se dă la degustare. Bun, cazare avem, transport, fie alegeți să veniți cu mașina proprie, fie zburați la Târgu Mureș sau la Cluj și de acolo puteți solicita, evident, un transfer către cramă sau către lodge și poate fi pus la dispoziție de către echipa Liliac și acesta. Sunt servicii care trebuie solicitate, care se organizează pentru fiecare turist în parte sau fiecare grup în parte, deci nu sunt niște servicii care să fie on a daily basis, sunt servicii custom made și care dau foarte bine din punctul meu de vedere. E important ca aceste servicii să fie accesibile, să fie ceva ce printr-un simplu telefon să putem rezerva. Ok, dacă vă hotărâți să veniți aici într-un weekend, în ceea ce am zis eu, un wine trip sau un wine break, ce activități puteți face aici ca să vă plictisiți? În primul rând, dacă sunteți pasionați de vinuri, de tot ce înseamnă viță de vie, pot fi organizate de către cei de la Liliac niște plimbări prin vie, atât la Batoș, unde sunt 38 de hectare de viță de vie, cât și în Lechința. Se poate organiza și acolo o plimbare și chiar și un tur mai special, un tur mai cu mult mai multe informații, sigur, dacă sunteți pasionați de așa ceva, tot ce înseamnă soiuri de vin, care este întreg procesul, cum se plantează, câți ani au fiecare din soiurile de vin. Sunt niște povești foarte frumoase pe care le-am aflat astăzi și care sunt foarte interesante. E o legătură cu tot ce înseamnă fosta comunitate săsească, ce preferau ei să planteze, care soiuri de vinuri erau printre cele specifice timpurilor trecute și toate astea le puteți afla într-un tur organizat de către cei de la Liliac. Apoi puteți opta pentru niște activități mai dinamice. Dacă sunteți genul de turiști activi care vor să facă mișcare, unul din serviciile care pot fi puse la dispoziție sunt acele de cycling sau biking. Foarte aproape în Reghin este un furnizor pentru cei de la Liliac de biciclete electrice, care vin evident cu un ghid și puteți, peisajul este super, tot ce înseamnă coline ale Transilvaniei sunt parte din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai frumoase peisaje. Un tur cu bicicletele prin zonă ar fi ceva minunat, mai ales că bicicletele sunt electrice, deci nu au nevoie de atât de multă forță fizică și vă puteți bucura în paralel și de peisaj și de activitate, dar nu e ceva foarte epuizant. Puteți trage cu arcul, puteți face picnicuri, atât aici cât și în alte zone, puteți vizita bisericile fortificate din zonă, puteți vizita muzeul etnografic de la Reghin, puteți vizita fabrica de instrumente muzicale Hora sau fabrica de viori, cea mai faimoasă fiind fabrica Gliga, care este tot în Reghin. Reghin este cunoscut și celebru pentru instrumentele muzicale și pentru viori, dar puteți să vă apropiați mai mult de Târgu Mureș și acolo sunt fel de fel de atracții care vă așteaptă și efectiv și în Târgu Mureș puteți face fie un tur la oraș, puteți vizita Palatul Culturii, Cetatea Medievală și vă puteți bucura de o mică escapadă și culturală și cu mult vin de foarte bună calitate, cu multă informație și cu relaxare. Așa că vă recomand să luați în considerare și experiența aceasta și ideea de a veni într-o vizită, într-un mic
nu știu dacă se zic city break, hai să zic wine break, wine trip aici la Liliac, să aflați mai multe și despre vinuri și despre procesul întreg prin care trece bobul de strugure pentru a deveni această licoare fantastică, dar și pentru a vă bucura de natură, de niște obiceiuri locale care nu sunt neapărat foarte cunoscute de toată lumea și de a petrece un timp de calitate în România.